Transfăgărășan, unul dintre cele mai spectaculoase drumuri ale lumii, a ajuns celebru în lumea întreagă după ce echipa Top Gear a filmat aici în 2009. Jeremy Clarkson l-a proclamat cel mai frumos drum din lume. Numărul mare de serpentine oferă senzații de nedescris oricărui șofer pasionat. Vă invităm la o plimbare la înălțime alături de Vali Porcișteanu, pilot de teste ale misiunii la volan. Spectaculos este Transfăgărășanul pentru un pilot de raliu. Este spectaculos atât iarna cât și vara. Aici putem vedea schimbări de aderență și de temperatură pornind de la partea de jos, la coada lacului, unde poate fi uscat și soare. Ajungem în zona de sus și poate fi foarte multă zăpadă. Este un traseu celebru pe care îl cunoaștem deja din anii 80-90, se desfășurau curse importante aici. A fost o pauză mai târziu, iar acum s-a mutat pe versantul sibian, unde de câțiva ani am văzut imagini superbe de acolo, surprinse cu tot felul de competiții. Este deja o tradiție și sperăm să revină și pe versantul argeșan, pentru că nu găsim nicăieri în România un traseu de asfalt atât de spectaculos, atât de tehnic și atât de lung așa cum este în jurul acestui drum. Un drum pe care și cei de la Top Gear l-au catalogat ca fiind poate cel mai frumos drum din lume. That's the most amazing road I've ever seen. Au dreptate? Au dreptate pentru că există și porțiuni de viteză, există și porțiuni tehnice. Sunt foarte multe zone periculoase unde poți părăsi drumul și mașina se poate răsfăguri de foarte multe ori. Și atunci când avem o aderență scăzută, așa cum se întâmplă astăzi, este destul de dificil să controlezi o mașină, chiar dacă vorbim de o mașină cu tracțiune integrală, o mașină pregătită de curse, cu anvelope speciale de iarnă, tot este foarte greu de controlat. Seamănă acest traseu cu altă etapă din campionatul mondial? Da, putem să ne gândim la Raliul Monte Carlo. Atunci când suntem pe Transfăgărășan și vedem vremea schimbătoare și zăpada de pe drum, ne gândim la Raliul Monte Carlo, un traseu celebru din campionatul mondial de raliuri, iar Transfăgărășanul rămâne pentru români o mândrie și ne bucurăm că avem acest drum. Înțeleg că ai debutat chiar aici aproape. Este vorba de chiar de acest traseu? Nu, am debutat la raliul Argeșului 2003. Nu a fost pe Transfăgărășan, din păcate a fost un raliu de macadam. Dar m-am simțit extraordinar pentru că de ceva vreme m-am mutat la Pitești și era practic raliul nostru de casă. Am revenit în schimb mai târziu, în 2010, pe acest drum și mi-a plăcut foarte mult senzația. Extrem de multe mașini, extrem de mulți fani aici pe margine care aclamau toți piloții, derapaje spectaculoase. Un raliu care, cu siguranță, trebuie să revină în campionatul național și ne va face plăcere tuturor să fim mereu aici. Dar de unde această pasiune? De când erai mic, te jucai cu mașinuțele? Da, mă jucam foarte mult cu mașinuțele de când eram mic. Aveam și o mașină pe care o conduceam prin casă și nu aveam niciun obstacol. Mai târziu, când am obținut permisul de conducere, am descoperit acest talent mergând pe drumuri de macadam cu o mașină de stradă și am fost îndrumat de toți cei care au văzut acest talent să ajung să practic acest sport. Și iată că de mai bine de 10 ani fac acest lucru și acum am ajuns să fiu instructor, atât de pilotaj cât și de conducere defensivă și să le transmitem tuturor celor care vin la școala noastră din experiența pe care am acumulat-o și din situațiile cu care acestea se pot întâlni pe stradă pentru a-i face să fie cât mai siguri în traficul urban. Visai vreodată să poți să urci în calitate de pilot profesionist pe Transfăgărășan? Da, îmi doream de mult timp să ajungem să facem acest lucru și de acum încolo, de fiecare dată când se va mai întâmpla ceva pe Transfăgărășan, promit că nu o să lipsesc niciodată. De ce e atât de spectaculos? Știu eu, curbele sunt foarte strânse. Sunt anumite pasaje destul de virajate. Pentru spectatori există zone care îi ajută să vizualizeze foarte mult din traseu. Pot vedea chiar două, trei mașini în același timp în paralel. Iar pentru toți cei care sunt la volan să vadă, privind prin parbriz, un traseu atât de spectaculos și știind că pericolul se află foarte aproape de ei, îți dă o anumită senzație pe care doar atunci când ești la volan o poți trăi. Pentru un șofer care poate n-a venit niciodată pe Transfăgărășan, care este senzația prima dată când urcă aici? Dacă un șofer ajunge prima dată pe Transfăgărășan atunci când este zăpadă, îi va fi foarte dificil, mașina va fi foarte greu de controlat, dar acest traseu se cam închide iarna. Vara, când ajung, turiștii se bucură de fiecare peisaj specific, de înălțimea la care se ajunge, pentru că practic asta contează foarte mult la acest drum, trece muntele. Și dacă e o zi senină, sunătoarea traseului și zonelor care se pot vedea este nerețină. Să mai vorbim puțin despre tine. Ești un pilot care a cunoscut succesul practic în România și vorbim despre România de 1 decembrie, nu-i așa? Da, sunt campion național de raliuri al României în 2011. Am reușit să câștig acest titlu după o pauză foarte mare în care titlul a fost câștigat de pilot străin.
După acea câștigare a mea au mai fost câteva sezoane în care pilotii străini s-au impus. Sper să fiu în continuare rapid, am 34 de ani momentan și cred că mai am pic mai câștig câteva titluri naționale. Dar de ce nu, poate vom merge și în campionatele internaționale. Ce simți atunci când știi că ai câștigat la tine, în țara ta, aclamat de spectatori români? Da, avem foarte mulți spectatori alături de noi în fiecare etapă și ne bucurăm când suntem susținuți de ei. Nu se compară cu nimic senzația să fii campion național și să știi că ai cucerit tot ce se putea cuceri la tine în țara. La mulți ani, România, de pe Transfăgărășan, cel mai frumos drum din România!